Autismul este diferit. Poate avea două tipuri de debut. Uneori autismul se vede în primul an de viață, semnele sunt evidente, copilul are o evoluție normală și de la un moment dat apare stagnarea și apoi regresul. Cel mai evident, semnele se văd în jurul vârstei de 2 ani, când copilul se poartă diferit față de copiii de aceeași vârstă. În sensul că principalul semn este cel legat de comunicare și limbaj. Copilul cu autism nu vorbește. Sau chiar dacă a câștigat câteva cuvinte, la un moment dat poate să spună mama, tata, ham sau apă, le poate pierde pe aceste cuvinte sau poate să înceapă să nu le mai spună funcțional. Deși el poate să le spună și le spune prin casă, nu poate să răspundă la întrebarea ce vrei sau nu poate să denumească un obiect cu acest nume. Apoi, această diferență se vede nu doar la nivelul limbajului expresiv, în ceea ce spune copilul, ci și la nivelul limbajului receptiv, în ceea ce înțelege copilul. Îi ceri unui copil să-ți arate mingea și nu știe să-ți o arate. Îi poți spune să-ți o dea și uneori să-l și ajuți cu gesturi și să-i arăți unde este această minge, iar el să nu știe să-ți o dea. Poți să vorbești cu copilul și el să reacționeze ca și cum nu te-ar auzi. Uneori se poate face această confuzie între faptul că copilul are autism sau că nu aude. Copiii cu autism aud. Aceasta nu este o problemă legată de autism, dar nu reacționează, pare că nu înțeleg limbajul. La nivelul limbajului, problemele se pot vedea și în folosirea limbajului gestual. Ei nu învață în mod firesc gesturile sociale adecvate, să facă pas, să dea noroc, să bată palma. Nu învață să răspundă la comunicarea celorlalți. Au dificultăți în a răspunde la nume, n-aș recunoaște propriul nume. Mămica îl strigă, iar el nu răspunde. Uneori, în mod eronat, se consideră că copilul răspunde la nume atunci când mama însoțește numele copilului de cuvintele uite ce am sau uite ce-ți dau. Copilul reacționează la aceste cuvinte știind că primește ceva, dar numele lui nu înseamnă nimic pentru el. Adică, îl strigă pe nume Andrei și el nu se uită. Dar dacă îl strigă și spune Andrei, uite ce am sau uite ce-ți dau, copilul reacționează. Ori diferența aceasta este foarte importantă pentru că el, de fapt, nu își recunoaște numele, dar reacționează atunci când este invitat să vadă sau să primească ceva. Apoi, dificultățile se văd întotdeauna la nivelul socializării. Copilul cu autism nu este interesat de celelalte persoane și de ce oferă acestea. Nu este obișnuit să accepte ca cineva să-i arate sau să-i demonstreze ceva. Dacă este foarte interesat de o anumită activitate, nu acceptă ca alte persoane să intre în jocul sau în activitatea lui. Uneori copiii sunt foarte atrași de cărți, se uită timp îndelungat pe ele, dar în momentul în care cineva vrea să-i arate pe o carte animăluțe sau fructe sau legume sau ce cuprinde acea carte, copilul ori pleacă, ori închide cartea. Dificultățile se întâlnesc și în faptul că nu sunt atrași de ceilalți copii, nu vor să stea împreună cu ei, în parc își aleg să se plimbe mai degrabă decât să poată să stea la locul de joacă împreună cu ceilalți copii, chiar dacă nu fac activități împreună. Dificultățile copilului cu autism sunt legate și de faptul că nu știu să folosească în sens adecvat jucăriile. Nu sunt atrași de ele sau dacă sunt atrași de jucării, nu le folosesc cu sensul adecvat, ci doar uneori pot să le vârtă roțile sau să le scuture sau să le lingă sau să le trântească efectiv pe jos. Nu găsesc sensul acestor jocuri și au mari probleme în a-și imagina ce ar putea să facă cu ele. Problema copilului cu autism se vede în faptul că are dificultăți în a imita la cerere. Dacă sunt interesați de o activitate pe care o face o persoană, desigur că
pot să imite și să facă la fel ca acea persoană. Dar dacă li se cere să facă ceva în încercarea de a-l învăța pe copil un anumit lucru, atunci se văd dificultățile. Copilul nu imită la cerere, nu imită atunci când cineva îi spune fă și tu la fel, uite ce fac eu, hai să faci și tu la fel. Dificultățile copilului cu autism se întâlnesc și în ceea ce privește contactul vizual. În momentul în care copilul vrea ceva, își ia părintele de mână și îl duce până în dreptul dulapului unde se află obiectul respectiv și în momentul în care ajunge în fața acestui dulap, se uită la obiectul respectiv și nu la adultul pe care tocmai l-a adus în locul respectiv. Asta ce înseamnă? Copilul nu-i cere adultului, ci îl folosește doar ca pe o unaltă pentru a putea să-și atingă scopul și să-și rezolve problema, să-și rezolve nevoia. Nu reușesc să intre în relație cu adulții de lângă ei atunci când aceștia vor. Dacă copilul este bine dispus și vrea să se joace și vrea să facă o anumită activitate, atunci desigur poate să o facă și poate să o facă foarte bine. Dar dacă părintele îi cere să facă activitatea respectivă, poate să întâlnească un refuz categoric din partea copilului și atunci, în momentul în care cineva îl întreabă pe părinte, știe copilul să facă ceva, părintele adesea răspunde cu dacă vrea, face, dacă vrea, știe. Adică, copilul decide și nu adultul decide. Ori, în aceste condiții, copilul decide ce vrea și ce nu vrea să învețe și de aici rezultă o întârziere în dezvoltarea psihică dată de această tulburare principală, cea de spectru autist. Dificultățile copilului cu autism se reflectă deci în comunicare și limbaj, socializare, dar și la nivelul comportamentului, sub forma comportamentelor stereotipe sau autostimulărilor. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că copilul vrea să urmeze anumite rutine sau anumite obiceiuri și reușește să le exerseze un timp foarte îndelungat, în sensul că poate să închidă și să deschidă uși o durată foarte mare de timp sau poate să învârtă roțile unei jucării o durată mare de timp sau își dorește ca lucrurile întotdeauna să stea la locul lor. Ai putea să crezi că este un copil foarte ordonat, dar, de fapt, acest lucru vine din nevoia lui de a avea lucrurile întotdeauna la fel. Dacă a căzut ceva pe jos, copilul pune la loc. Dacă părinții decid să aranjeze scaunele într-un alt fel în cameră, ei se luptă să reinstaureze ordinea așa cum au cunoscut-o ei. Dacă învață anumite drumuri către grădiniță, către bunici, întotdeauna în momentul în care ies din casă vor să meargă pe anumite trasee și au mari dificultăți în a accepta schimbarea. Sunt adesea foarte puțin flexibili în a accepta ceea ce propun adulții și mai ales ceea ce este diferit față de dățile anterioare când s-a întâmplat același lucru. Apoi aceste probleme de comportament se văd și în felul în care ei se angajează în relațiile cu obiectele, putând să participe un timp destul de îndelungat în a face aceeași activitate uneori neadecvată. De exemplu, să toarne apă dintr-un pahar în altul sau să pună obiectele dintr-o parte în alta un timp îndelungat. Alteori, raportarea la aceste obiecte se face în următorul fel. Copilul le înșiră după anumite tipare și încearcă să le găsească o anumită ordine. Am întâlnit copii care făceau șiruri foarte mari de pantofi sau șiruri foarte mari de cărți după anumite criterii înțelese de ei și cu reacții foarte puternice în momentul în care cineva încerca să strice aceste șiruri. Comportamentele copilului cu autism pot să fie clasificate în două categorii. Comportamentele deficitare, acelea de socializare și comunicare și limbaj, pe care adesea specialiștii încearcă să le crească ca și frecvență și calitate, și comportamentele în exces, care iau forma acestor stereotipii și autostimulări pe care terapia și terapeuții
încearcă să le scadă. Aceste probleme de comportament devin obiective, prioritare în terapie, iar copilul, odată ce intră într-un program terapeutic, începe și rezolvă aceste probleme de comportament și apoi începe să crească pe latura comunicării, limbajului și socializării. Me.